Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag și vă reamintesc de minunați sunteți. Astăzi facem citire colectivă, generală, pentru a vedea ce mesaje mai vin pentru noi toți, așa, de sub cupola aceasta energetică la care suntem toți conectați. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați, ce nu lăsați deoparte, citirea este atemporală, valabilă de când accesați voi clipul, nu avem timp, nu avem spațiu, avem momentul prezent. Să vedem despre ce este vorba. Vă urez tuturor să aveți o zi bună. Și să vedem în zona relațiilor, planul material și emoțional sau medical. Ne apropiem de retrogradarea planetei Uranus. Dacă îmi permite timpul, sănătatea, energia, îi fac o citire dedicată. Dacă nu, nu, fac și eu ce pot. Ce trebuie să știți legat de acest aspect este că Uranus a fost în Taur și în perioada de retrogradare, în istorie, în vremea marii recesiuni. Atunci când s-a reformat totul, a apărut sistemul bancar apropiat de ce avem în zilele noastre, industria grea, cum am spus și în clipul de la Axa Destinului, industria a luat amploare. Să vedem ce ne aduce ziua. Binecuvântări, numărul 22. O energie superbă, o energie ușoară prin care puteți construi, puteți obține lucruri, puteți face lucruri. Voi și steaua voastră călăuzitoare sunteți aici. Puteți avea parte de realizări. Pe ce puneți mâna astăzi este lucru bine făcut. Pe mare, un mesaj, cineva se gândește la voi, să știți, este conectat emoțional cu voi și de voi, cineva care a făcut o alegere anterior de a se retrage din viața voastră se gândește la voi acum, sau se gândește la voi o persoană cu care nu ați mai vorbit de foarte multă vreme, indiferent cine este această persoană. Un mesaj, bineînțeles, care vine pe mare, un mesaj emoțional. Avem numărul 7, faetonul, posibil o energie de apă cu precădere rac, și aici avem un capricorn, mama și tata, dinamica familiei, de cuplu, relația pare să fie sub lupă aici. Mesaj, un mesaj care poate veni, cineva se gândește la voi, se gândește să vă dea un mesaj, să vă înștiințeze, sau cineva se interesează ce mai faceți voi, ce mai faci tu, este ceea ce am auzit. O schimbare în vânt. Apare o schimbare, numărul 12, se deblochează. Vântul schimbării aici deblochează o situație și aduce binecuvântări. Ce energie frumoasă, dragii mei! Foarte frumoasă energia! Ce mai avem? Sacru și oglindă. Vă gândiți la cineva, persoana respectivă se gândește la voi. Pentru alții dintre voi, ceva ce v-ați dorit de foarte mult timp este reflectat acum în viața voastră, se manifestă în viața voastră, capătă contur, formă, în materie, devine realitate. O conexiune sacră aici este pentru foarte mulți dintre voi, de asemenea în discuție. Știați că familia noastră și prietenii apropiați sau cercul nostru intim apropiat ne reflectă cel mai bine viața noastră anterioară și ca ai noștri copii ne reflectă pe noi într-o viață următoare. Să vedem. La nivel de relații, 2 de monede, regina de bâte, 7 de bâte, 8 de monede. Aici, la nivel de relații,
Energia ne spune în felul următor. Cineva din tot sufletul, dar din tot sufletul, dar din tot sufletul, își dorește să își facă simțită prezența în viața voastră, indiferent că. Indiferent că voi poate nu vreți să vorbiți cu ei, indiferent că pot sau că nu pot, această persoană va depune un efort. Este o voință a sufletului foarte puternică aici, un soare în leu, o lună în leu, un Venus în leu. Venus în leu, iată, este în perioada de retrogradare și în această perioadă de retrogradare, persoana aceasta se gândește la voi, am spus în citirile pentru luna iulie, atunci când a retrogradat, că emoții din trecut, oameni din trecut, sentimente din trecut, locuri din trecut, revin în prezent, în conștiința noastră. Cineva cu care poate ați avut o interacțiune la locul de muncă, care s-a ferit atunci, o persoană care îi plăcea să fie în centrul atenției, dar care a tăinuit poate relația cu voi sau ceea ce a simțit pentru voi, pentru că vă aflați într-un cadru sau într-un context unde avea o imagine de păstrat și de apărat. Să vedem, doi de monede pentru cei care sunteți singuri. Faetonul, o acțiune. Să știți că aveți un admirator secret, foarte mulți dintre voi, care gândește foarte metodic și organizat dacă să își dezvăluie sentimentele pentru voi sau nu, dacă să vă cunoască sau nu, dacă să intre în viața voastră sau nu. Pentru foarte mulți dintre voi este o situație din trecut. Este cineva cu care voi ați avut anterior o conexiune și se gândește dacă să revină sau nu. Pentru alții dintre voi aici este mâna Universului, adică a spiritului vostru înalt, care așteaptă momentul în care voi să spuneți da, mi-e clar, ăsta sunt, asta îmi doresc. Pentru cei care sunteți separați, aveți un 6 de cupe întors pe cineva care acceptă conexiunea dintre voi ca fiind de suflete pereche, acceptă intensitatea cu care voi ați trăit relația și v-ați consumat iubirea, dar care în acest moment nu este hotărât 100% dacă să facă pași înspre voi sau nu, dar este prezent în viața voastră la nivel energetic. Și cu toate acestea, aici există potențial major, dar major, de reconectare, fi aflați de prin rude mari împărătești ce se întâmplă cu această persoană, fie această persoană se interesează de viața voastră, vești vin către voi care produc schimbare, eliminați acest spânzurat de aici sau ați căpătat o nouă perspectivă sau această persoană în sfârșit a căpătat o perspectivă foarte profundă asupra sentimentelor sale și a înțeles că sunteți într-o conexiune de suflete pereche, de oameni, suflete care s-au mai tot întâlnit. Este ceva ce nu pot să numească, nu pot să definească, știu doar ce simt. Și pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, la voi au ieșit două, avem 4 de spade și 10 de băte. Este momentul să depuneți armele. Aici voi, în relația voastră de cuplu, aveți nevoie de mai multă liniște pentru că sunteți ambii foarte obosiți. Nu știți ce să faceți ca să ajungeți la un numitor comun. Poate ați avut parte de ceartă, de consum de energie și vreți așa o perioadă de liniște. Vreți cumva să vă retrageți sau simțiți așa că ați luptat împreună pentru niște lucruri care acum ajung într-un apogeu fericit. Ce ne aduce regina de băte aici pentru toată lumea? Regele de spade. O persoană care vrea să vorbească cu voi, dar care pe de o parte se teme că ceea ce ar spune nu ar fi pe deplin înțeles. O persoană care are impresia că dacă v-ar spune ce simte în acest moment pentru voi, voi ați interpreta greșit. Sau care ar vrea să vă spună în acest moment, dar are în continuare o imagine de păstrat. Ce spune 7 de băte aici? 10 de spade.
persoanele la care vă gândiți voi acum, mai ales pentru cei singuri și cei în separare, nu sunteți excluși nici cei care sunteți într-o relație, ajung la capătul puterilor și spun fie ce-o fi. Vor depune armele, vor pune genunchiul în pământ, în sensul că renunță la ego, și atunci energia va avea loc să se manifeste și să curețe bruiajele din câmpul informațional pentru ca voi doi să ajungeți la armonie. Ce ne spune 8 de monede aici? 10 de monede. Pentru unii dintre voi, partenerii, oamenii dragi vouă, sunt căsătoriți. Pentru alții dintre voi, puteți ajunge într-un loc stabil în această perioadă sau primiți un mesaj care vă bucură. Unii dintre voi aflați că această persoană s-a căsătorit între timp, dar că și divorțează sau că nu îi merge bine. Alții dintre voi aflați acum că cine vă place vouă, persoana pe care voi o placeți, este căsătorită, dar că, din nou, nu are o relație foarte bună acasă. Alții dintre voi aflați că cineva are intenții foarte serioase cu voi, deși voi nu credeați acest lucru. Doi de spade, persoanele la care vă gândiți voi, după cum spuneam, spun fie ce-o fi, se dau bătute, se lasă în mâna destinului. 4 de băte, posibilitate de relație stabilă pentru toată lumea aici. Cu bucurie, cu sărbătoare, sărbătoriți ceva. În relațiile voastre apare vântul schimbării care aduce o bucurie. Apar noutăți, binecuvântări. Vedem. Pentru cei singuri, meriți iubire, ești iubibil, ești atrăgător, meriți iubire. Da, meritați iubire, dar cumva dacă cineva este pe urmele voastre aici sau aveți un admirator secret, ceea ce faceți voi le dă de gândit sau de înțeles faptul că nu sunteți disponibili sau că poate nu îi placeți și ar trebui să vă înmuiați puțin sau să vă dați jos armura, poate. Pentru cei separați, iubire adevărată. Aceasta este romanța vieții tale. Pentru unii dintre voi, da, oamenii de care voi v-ați separat acum pot ajunge zilele acestea foarte ușor la concluzia că s-au sabotat singuri, că au mers pe căi greșite, că au fost imaturi, că s-au dus într-o altă relație, poate, pe convingeri foarte limitative, pe convingeri foarte tradiționale, pe care acum le regretă. Vântul schimbării apare aici și dacă acest om este, din punctul vostru de vedere, dragostea voastră adevărată, veți ști, veți primi vești și lucrurile acestea devin realitate pentru voi. Iar pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, sentimente romantice. Sentimentele tale sunt reale și merită explorate. Nu trebuie să vă îngrijorați dacă ați avut conflicte, discuții, neînțelegeri sau comunicare mai anevoioasă zilele acestea cu partenerul vostru, este din cauza că Mercur se află în retrogradare, este din cauza că Venus este în retrogradare și așa mai departe. Adică sunt lucruri care nu pot fi evitate și pace. Lăsați-le să fie și mergeți mai departe pe drumul vostru. Și o carte ca să vă susțină pe toți la nivel de relații. Avem abundență, vești bune. Peștele este un semn al abundenței, al lucrurilor care merg ușor. Și bani mai înseamnă, poate are vreo legătură cu voi. La nivel de plan material, avem 3 de băte, 10 de monede, 7 de spade și regele de băte. La nivel de plan material aici, să știți, dragii mei, că vă sabotați singuri. Sau v-ați sabotat singuri. Unii dintre voi ați primit niște vești, ați fost implicați în niște bârfe, mai ales dacă aveți o funcție de conducere. Pentru alții dintre voi aici, s-ar putea ca voi să fi avut de-a face cu niște persoane care nu au fost loiale, care v-au trădat încrederea, care au fost foarte egoiste, foarte egotice și care au profitat de buna voastră credință, dar și de banii voștri. Iar acum vine scadența, vine momentul în care puteți recupera lucrurile, pentru alții dintre voi puteți obține în sfârșit banii care au tot întârziat să apară, pentru care ați tot fost plimbați cu vorba.
Unii dintre voi puteți obține o promovare, vă puteți deschide o afacere, însă atenție la ce colaboratori vă alegeți. Alții dintre voi puteți obține o nouă ofertă de serviciu, atenție la ce negociați și la ce semnați. Pentru 7 de spade vreau o carte aici. 6 de bâte. Veți depăși aceste bârfe, această neclaritate, acest sabotaj pare a fi o frică de a voastră că nu reușiți, deși voi știți că sunteți calificați într-o anumită privință, vă temeți, cineva vă suflă în ureche sau voi cercetați prea mult, gândiți prea mult, gândiți și răzgândiți, încercați să fiți mai consecvenți puțin. Și 3 de bâte, aduce regele de bâte. Regele de bâte este aici, regele de bâte este aici. Veți avea succes și voia sufletului vostru se va face. Veți avea putere. Acolo unde vă simțiți neputincioși, veți avea putere. Veți avea un cuvânt de spus. La nivel emoțional, avem moartea, 4 de spade, 6 de monede, 9 de spade. La nivel emoțional vreți doar să vă odihniți. Este foarte mult stres, insomnie, ore puține dormite, atenție la suprarenale, atenție la dezechilibru hormonal, atenție la sistemul endocrin. Pentru alții dintre voi, atenție la pancreas, sistemul endocrin. Atenție la insulină, atenție la ce mâncați, evitați zaharurile, nu din fructe, nu din alimente, ci cele procesate, mâncarea procesată. Pentru alții dintre voi este necesar cu acțiune aproape imediată să vă schimbați stilul de viață și să aduceți un echilibru la nivel de muncă și casă. Pentru alții dintre voi este nevoie să acceptați ceva. De îndată ce veți accepta, ce nu veți mai opune rezistență, ce veți spune bine, fie ce-o fi, veți intra într-o altă vibrație care vă ajută să vă echilibrați, să obțineți lucrurile mai ușor, să vă vindecați. Ce spune 9 de spade aici? Steaua, voi opuneți rezistență prin gândurile pe care le aveți. Dragii mei, încercați din răsputeri să vă liniștiți, dar să vă și odihniți. Să vă odihniți, să dormiți, să calmați mintea. Ce ne spune moartea aici? 3 de bâte, pentru că veți găsi soluții. De îndată ce voi renunțați, de îndată ce păstrați acolo în voi credința, veți vedea rezultate mai bune, veți vedea zile mai bune, sentimente mai bune, oameni mai buni. Și 6 de monede, spânzuratul. În acest moment este bine să căpătați o altă perspectivă asupra vieții, pentru că de îndată ce voi căpătați o altă perspectivă asupra vieții, vântul schimbării va aduce binecuvântări. Sacrificiul vostru de până acum va fi profund răsplătit de lucruri noi. Dacă simțiți că ați fost blocați în ultima perioadă, acel blocaj a fost o binecuvântare pentru ca voi să vă schimbați perspectiva și să intrați într-o altă lume, într-o altă realitate mai bună și mai prosperă pentru voi. Talismanele. Abia aștept să-mi revină vocea. 4. Împăratul sau stabilitate, ceva de muncă. Aveți nevoie de putere, iată, putere, continuați să fiți puternici sau sunteți foarte puternici să duceți la capăt tot ceea ce v-ați propus. 4 și 6, 6 și 4, 10. Iunie și aprilie, gemeni și berbec, taur și rac, soarele, optimism. Încheiați cu optimism, încheiați o situație îndelung păstrată, prea mult ținută în sufletul vostru. Lucrurile care sunt pentru tine nu te ocolesc. Dacă nu aveți acces la ceva în acest moment, este pentru că este mai bine pentru voi așa, dar nu puteți vedea acest lucru. Aici este o informație legată de copii. Copiii voștri se eliberează de ceva. Copiii, iată, unele dintre dumneavoastră, doamnelor sau domnilor, aflați că sunteți părinți sau puteți concepe. Iubire, sunteți amândoi
într-o relație karmică. Amândoi ați plătit o karma. Voi și oamenii la care vă gândiți voi acum meritați iubire, veți vedea vremuri mai bune. Nu vă dați bătuți. Nu alungați iubirea din viața voastră. O trezire spirituală aici sau o veste care vă bucură, iată, vine cu binecuvântări divine. O situație care se schimbă, vă bucură foarte mult. Ceva ce ați așteptat de foarte mult timp. Mesaje care vă bucură. Noutăți din senin. Atenție la ego, s-ar putea să vă fie grilat sau să îl scoateți la înaintare și nu este indicat. La serviciu, lucrurile se vor rezolva aici, în zona financiară, prin înțelegere, vorba bună, rezolvă tot. O șansă, puteți aplica la ceva pentru care aveți aptitudini. Avem aici un semn al vărsătorului și deopotrivă al leului. Vedeți acest rege de bâte, voința sufletului, generozitatea. Cineva își deschide sufletul cu generozitate și aici avem inițialele C, Y și Q. Văd niște roșii, roșii, tomate, ceva legat de tomate, sos de roșii. Când ceva se strică, se și transformă pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi aciditatea la stomac este mare. Puneți lămâie în apă pentru că ajută. Sare, sare celtică în apă pentru că ajută. O reconectare cu cineva cu care ați avut o conexiune mentală formidabilă. O recunoaștere, un viitor mai bun. Unii dintre voi veți ieși din niște grupuri de prieteni care vă dezavantajează în acest moment teribil. Alții dintre voi veți relua conexiunea sau legătura cu un grup de prieteni vechi, cu prieteni pe care i-ați avut și de care v-ați îndepărtat pentru că așa v-a dus viața. Unii dintre voi văd că veți croi ceva, veți face ceva, dar în acest moment conturați ceva. Ce conturați voi acum este de lungă durată. O altă cheie. Două puncte de vedere diferite, dar care în egală măsură se aseamănă foarte mult, au ceva în comun, noi, o relație, acel doi de monede de aici, da, mai e puțin. Și aici avem un W, până la sfârșit sau până la urmă ești a mea, sau cineva realizează într-un final ceea ce simte pentru voi, cu siguranță. În mulțime, sunteți într-un loc public, puteți să vă întâlniți într-un loc public, sau faceți o vizită sau sunteți într-un drum, sunteți undeva unde este aglomerat când vedeți ceva dintr-o dată care vă aduce conștientizare, cineva căruia îi plac lucrurile picante și la propriu și la figurat și cineva care se întreabă de ce. De ce? Cum? De ce? Cum? Cineva care plânge fără ca voi să știți. Cineva suspină după voi, se gândește la voi cu părere de rău, foarte mare părere de rău, și care și-ar fi dorit ca lucrurile să fie diferite și care, într-un final, va acționa în această direcție. Va dori cel puțin să amelioreze situația sau să o îndrepte, dacă îi este cu putință. Și cam atât pentru moment, dragii mei. Vă urez să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși, iubiți și să treceți cu bine peste toate provocările. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!